Bine v-am regăsit la mulți ani. În primul rând, suntem în 2015, în început de an, sper să-l aveți cât mai minunat și până la final, până o să ajungem în 2016, multă sănătate, numai bucurii și pentru că este început de an, l-am pus să începem cu dreptul și domnul Dan Dimitriu, un prieten al nostru, este alături de mine. Bine v-am regăsit la să rămâne la mulți ani și la mulți ani tuturor telespectatorilor dumneavoastră. Da, celor care ne urmăresc și de aici, din Roma și de peste hotare, asta înseamnă online-ul, nu avem nicio limită. Totuși vorbim de obiceiuri și de asta m-am și invitat, pentru că ați mers peste tot și în străinătate și aici în România v-ați plimbat, le-am păstrat noi românii, că tot am dat, tot am mai șters așa cu buretele și unele dintre lucruri am vrut să le uităm. Poate pe cele rele. Au vrut alții să le uităm, dar datinele noastre strămoșești nu se uită. Și care este miracolul acestor evenimente? Este faptul că părinții lasă urmașilor lor aceste obiceiuri și datini care ne reprezintă ca oameni, ca entitate, ca popor român. Sunt impresionat faptul că mă întreb de lucrul acesta. Tocmai în luna decembrie am fost invitat la Tămășeni să juridez un moment în care erau evidențiate datinile și obiceiurile de pe Valea Siretului. Și am fost impresionat de multitudinea obiceiurilor, bine, le cunoșteam o parte din ele, dar satisfacția este că tinerii și de la cei mai mici până la cei mai mari, într-adevăr, și-au dat silința să respecte și să prezinte în tocmai atât costumele, cât măștile, cât și dansurile și obiceiurile de pe Valea Siretului. Dar poate pentru că vorbim de mediul rural, acolo unde tradițiile încă s-au mai păstrat, cei care ne-au urmărit la buletinul informativ de astăzi au văzut tăierea gheții în formă de cruci. Bun, astea sunt de bobotează, de creștinism, da. E cu totul. Dar în oraș ați primit conducători anul acesta, au mai venit da. Ca altă dată? Da. La mine cel puțin și vă dați seama cam ce impresionat am fost când în un trecor de la seminarul teologic au venit și m-au colindat acasă. Nu vă spun că a făcut liniște întreg blocul acela și toți de la toate apartamentele au deschis ușile ca să audă mai bine. În 30 de minute să-mi cânte corul a fost ceva și mai ales multitudinea de colinde. Dar copiii mai puțini. Acum merg tineretul, merge la familiile cunoscute, la neamuri și mai colindă. Dar, ce am observat, nu mai respectă colindul acela tradițional. Foarte puțin știu de colindul Moș Crăciun, Trei Păstori sau Steaua. Deci sunt foarte multe colinde care au fost și s-au prezentat de-a lungul anilor în zona Moldovei. Și ceea ce este frumos că în zona Moldovei încă se mai păstrează această tradiție. În special în Bucovina, în partea Botoșanului și în partea Asăului, Trotușului, încă se mai păstrează aceste datini și tradiții și cu deosebit respect și cu patos și dăruire. Am rămas vii impresionat de ce s-a făcut la Roman cu acea prezentare de datini și obiceiuri pe care prin cei de la Consiliul local, cât și a primăriei și a primarului Roman, este într-adevăr o satisfacție că ne păstrăm aceste tradiții și datini. De asemenea, am văzut la Bacău, când au venit de pe toată Valea Siretului și de pe Valea Moldovei și a Bistriței,
Deci a făcut un fel de socializare și de o adunare a tuturor obiceiurilor din diferite zone moldovenești. Da, mă uitam astăzi la o știre de la un post național în care arăta faptul că noua generație, sau nu neapărat noua generație, stă mai mult pe Facebook, cu telefonul în mână. Uităm de aceste obiceiuri și tradiții, spunea că 66% sau 80% din populație e deja mai interesată de tehnologie și mai puțin de ce spunea dumneavoastră. Aveți perfectă dreptate, dar să nu uităm un lucru. S-au construit atâtea blocuri în acest oraș, da? Ne referim la Caloc Romanu, da? S-au pus acele interfoane. Ori, cum apar serveri, oamenii nu mai sunt sociabili, nu mai sunt, sunt stresați. Mă rog, și datorită condițiilor de există, de trai al nostru și... Deci atunci când deschizi ușa, trebuie să-i dai acelui... Dar trebuie să aibă ceva, exact, ca să-i dea, da? Nu? Înainte să dădeau mere, nuci, și colaci, și covrici, și când și când un leu. Da, banul, francul, cum se spunea atunci. Ori acum, normal, și gândiți-vă că marea majoritate a oamenilor sunt îmbătrâniți. Mulți sunt pensionari, mulți sunt, vai de mama lor, șomeri, n-au servicii. Da, și nu au servicii, da, cu salariul de mizerie, de minim pe economie, vă dați seama că că e greu. Dar oare copiii din ziua de azi ar mai primi cu o bucurie, un măr, o plăcintă, o... Unii da, unii da. Unii că nu au ce pune pe masă. Unii încă nu au ce pune pe masă. Degeaba ne dăm noi în spectacol că, vai, viața se ridică, că nivelul de trai, nu. Sunt mulți care... Nu vreau să mai scot în evidență câți boschetari sunt pe romanul ăsta și pe unde. Și mă mir că li s-a asigurat case de... Li s-a făcut... Sunt cantine care îți ajutorează săracii, le dă de mâncare, asistență socială de asta. Dar oricum sunt foarte mulți, sunt mai mulți, am impresia, decât cei care într-adevăr muncesc. Și... O, da, sunt unii neputincioși care nu pot să muncească și mai sunt și unii leneși, am insistat pe... Bun, nu? Care sunt leneși trebuie puși la muncă, ăsta este adevărul, dar nu, hai să nu, nu sunt toți leneși. Sunt oamenii efectiv... Oameni fără ajutor, oameni neputincioși, oameni cu handicap locomotor, mă rog, fel de fel de... Mă uitam că rația pentru o persoană de la un copil care este orfan sau un bătrân care trăiește într-un azil este de 8 lei pe zi, 3 feluri de mâncare. E crunt, e crunt, e crunt. Adică da, și unul ia, și unui pușcăriaș, și dai, da, da. De 10 milioane. Exact. Este, mă rog, nu aici. Și... Eu m-am uitat și la spital, la un bolnav. Ce e... Tot un blei are și un bolnav. Un aici depinde de aleșii noștri, cei care fac și ce fac și desfac și îi fac în Parlamentul României. Bine, nu știu dacă interesează pe ei foarte mult obicei. Bineînțeles că nu interesează. Nu, interesează punga și altceva. Asta este. Dar poate lumea și... poporul ăsta o să trezească și o să se ducă la vot, să voteze pe cei care trebuie, competenții și nu incompetenții. Asta e. Cu speranța asta mergem înainte. Tot înainte. Da, și credința, apropo de ultima speranță, credința, credeți acum că poporul român este mai înclinat spre partea de a crede în ceva, în Dumnezeu? Mergem. Pare mi se că Maloros spunea, dacă următorul nu va fi, înseamnă că nu va fi deloc. Dar totuși m-am uitat după ceea ce s-a întâmplat în 89, poporul mai abitir s-a lansat către credință. Credința a fost mijlocitorul și poate nu poate fi ascuns lucrul ăsta. Nația română a trecut peste toate vinisitudinile vremii datorită credinței. Biserica a fost și credința în Dumnezeu a fost liantul și a fost tăria de caracter să ducă populația aceasta română de pe teritoriul acestui ținut românesc în continuare și să suporte toate năcazurile și toate abuzurile altor civilizații și altor culturi.
care s-au impus. Comunismului au venit Ceaușescu. Bun, din să nu uităm, nu Ceaușescu, hai să nu le ascult, nu băgăm totul în seama lui Ceaușescu, nu. Sistemul de așa natură, sistemul care a fost inoculat, introdus abuziv cu tancurile sovietice, stil bolșevism de atunci, după Revoluția din octombrie, din 1917, când poporul sovietic, nu mă refer la poporul rus, poporul rus este, vorbesc de poporul sovietic, s-a introdus acel sistem devastator care efectiv au distrus culturi, au distrus civilizații, au distrus oameni, caractere, au format genul de tip de om nou, soviet stahanovist, care era Superman, era ceva de neînchipuit. Ori s-a demonstrat că tot ce s-a încercat atunci a fost o utopie. În schimb, credința i-a ținut în râu și le-a dat speranța și sentimentul. Inclusiv acei deținuți politici care au fost închiși în pușcăriile comuniste, prin credință au reușit și și-au continuat conceptul lor despre lume și viață. Fiecare om are prin natura lui, este liber să gândească, să cuge cum dorește el. Dar poate biserica să ajute până la urmă oamenii? Bineînțeles. Sau poate se întâmplă în realitate lucrul acesta, pentru că am văzut, și nu aș vrea să mă întorc la politică, am văzut pe patriarh, care un pic așa a dat o tonă de la alegerile prezidențiale, că ar fi bine să-l alegem și pe omul străin, că e la fel de bun. Biserica totuși este peste tot și în toate, dar nu știu dacă biserica ortodoxă în special e foarte atentă cu ceea ce înseamnă credința. Dar în țara asta românească, după cum știți, nu este numai biserica ortodoxă. Biserica catolică, este și biserica luterană și protestantă și sunt mai multe. Asta nu înseamnă că este biserica creștină. Noi ne referim de biserica în total. Da. În total, nu de unii sau alții. Pentru că aici pot să apară anumite lucruri subiective. Altele. Așa, și sunt ortodoxă nu. De rit, dar totuși catolicii parcă sunt un pic mai atenți către nevoile oamenilor. Au mai multe probabil posibilități. La noi, la Biserica Ortodoxă, încă a rămas raportul ăla pravoslavnic, raportul de ăla de comună ce să spun, de raport din epoca sclavagistă, prea înalți stăpâne și totul, și totul este cu, adică este cu biciul, adică nu se admit anumite derapaje de la o anumită conduită. Asta este raportul acelor preoți de mir, acelor preoți de care termină un institut teologic, un institut de specialitate, dar eu mă uit la sihaștri, cei care s-au retras departe de lumea deslănțuită și care, care prezintă cu totul alții, cine a citit dogmele lui Macarie sau alții, își dă seama de... Totuși, apărut instituția bisericească care văd în... Catedrala Neamului. Dragă mea, poate o să fiu pe undeva... Biserica Domnului a fost o biserică mică, n-a fost o biserică mare. Treaba cu biserica, astea sunt foduri, sunt sisteme. Nu vreau să intru în raportul preoțesc. Dar eu ca om, creștin și sunt creștin și mi-a dat Dumnezeu să văd toate locurile sfinte și unde și mă duc și... Dar prea mult se face uz de acest raport balcanic și de acest raport de la Bizanț, de la Biserica Bizantină, de prea plin,
eu mă uit și Biserica Catolică a început să fie mai deschisă, să accepte noul. În Biserica Ortodoxă încă, și mai ales trăiesc cu impresia că încă mai are influențele numai de la Bizanț, dar mai are și de la partea de răsărit, da, în care totul este direcționat și nu se admit abate. Mâine este Boboteaza, un, se spune, sfârșitul sărbătorilor de iarnă, un moment important din punct de vedere religios al nostru, credincioșilor, dar și momentul acela în care ar trebui lumea să stea la rând, să ia gheazmă. Știți că vedem pe la televizor oameni care se îmbrâncesc, care uită de cele sfinte în acel moment și numai ce nu se înjură și se păruiesc. Aia sunt oameni care nu cred în Dumnezeu, aia sunt, se duc mai mult de fațadă, se duc mai mult să fie văzuți. Dumnezeu este în sufletul fiecăruia. Biserica este în sufletul fiecăruia. Este prin felul și modul de educație. Ori apar și de ăștia fanatici care n-ai ce să le... Ăștia nu sunt sănătoși, ăștia au minți bolnave, sunt plecate și atunci, bineînțeles, devin roboți. Dintr-un fel de disperare se întâmplă lucrul acesta, adică eu încerc să găsesc niște explicații. Cozile alea la care stau oamenii la rând, nu, și nu numai pentru aghiazmă, pot înțelege din punct de vedere al credinții, dar... La nivelul de... Da, de disperare. Da, domnule, nivel de disperare. Mă întorc către comunism, au rămas acele tare. Păi sunt reminiscențe, da. Un om educat, elevat, nu se duce să-l vezi, că se duce acolo și începe să... M-am adus aminte de supermarketul, no. Când își deschid... Astea sunt oamenii de nimic care pentru... Da. Nivelul de manele... Stai o lecuțică, dragă, dar 40, 50, 70 de ani, când au fost... Cum să spun eu? Devine o tradiție să stăm la coadă să ne pornim pentru o tigaie. Istoria cozii n-a dispărut în România și nu va dispare. Atâta timp cât acești, cei care sunt puși ca factor de decizie, să ia, fac ceea ce fac și din ce în ce mai mult, în loc să-i dea posibilitatea omului să epateze, să iasă să iese din această stare de obidire, de asta. Nu, din contra, îi aduce mai adrag, mai încarce, cu fel de fel. N-ați văzut guvernul acela nenorocit al lui Ponta și asta ce a fost în stare să facă? Și toți, din 90, țara asta a fost numai pe teroare. Teroare economică, teroare politică, teroare intelectuală și ceva. Vom aștepta. Ați văzut că toți au fost puși pe furat, domnule. Toți pe furat. Au furat din țara asta ceva de nedeschis. Și, mă rog, au început, dar e ușor să-i adune încetul cu încetul. Pe vremea comunismului, dacă o prindeau pe o femeie cu un papiu, cu puștiulete de porunc, dar o băgam pușcărie. Și aia săraca reușește rezista sistemului de detenție, suporta, nu era bolnavă, deși poate vai de mama lor. Ori toți golanii ăștia care au furat și au ajuns țara în pradă, ăștia nu suportă regimul, ăștia primesc permisii să ducă acasă. De unde era? Nu plătesc banii înapoi, măcar care i-au furat. Și atunci ce să mă vorbim? Mă întorc la tradiții și obiceiuri și o să se apropie la un moment dat, 24 ianuarie. Am văzut pe oameni de 1 decembrie, Marea Unire, Marea Sărbătoare, Ziua Națională, o mare bucurie. Draga mea, într-adevăr, 1 decembrie este Ziua Unității Naționale, este unirea. Marea Unire, că în România era, așa cum spunea și reprezentantul ăla de la Realitatea TV, România Dodoloață. Da, domne, România Mare, aia este ziua. 1 decembrie. Corect, dar pe 24 ianuarie, de ce nu ne bucurăm la fel de mult? De ce nu suntem la fel de mulți oameni
în stradă, la Stejar aici. Unde păi câți au fost informați ce înseamnă 24 ianuarie? Evenimentele, câți mai știu de istoria neamului românesc? Cum se prezintă istoria în școală și în astea? Sunt foarte multe lucruri care... Și astea pleacă de la acei factori de decizie, nu de la ei. Ei sunt nevinovați. Profesorii fac ce programă li se dă. Bun, dar măcar dacă... Părinții erau cei care trebuiau să inoculeze copiilor. Bă, vezi că e așa, 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 așa viață. Dar părinții, marea majoritate, trebuie să ducă să-i câștige o bucată de pâine. Copiii, de... părinți, sigur, și copiii rămân ispeliște. Și bineînțeles că fiecare aleagă după ceva care să-l prezinte, să-l reprezinte. Nu vezi, majoritatea, am ajuns la generația tabletă. De pe l-a născut mamusa și copilul joacă, merge pe iPhone sau pe tabletă. Categoric, generația mea nu se poate apropia sau să țină pasul acestei informatici. Copiii, și într-adevăr apare această diferență între generații. Generația mea, eram bucuroși când țesălam o vacă și făceam o minge din păr de vacă, jucam poarca sau din beșica porcului. Bun, eu am fost un privilegiat prin privința faptului că părinții mei, mama era diriginte de poștă și telecomunicații, tatăl meu fusese și șeful contabil al poștelor, după aceea a plecat și m-am născut cu telefon în casă și am fost poate printre primii în orașul român care am avut televizor și am avut radio, un telefon, cum era pe vremurile alea. Ori, nu toate... Păi la mine pe stradă, când scoteam televizorul, era toată strada adunată să vadă Calul Fury, să vadă aventurile Robin Hood, mă rog, cum era, ce se vedea la vremea. Exact, ce aveam voie la vremea aceea. Ori, acum să-l așteptăm pe Moș Crăciun pe Facebook sau să vină prin telefon? Adică credeți că această tehnologie care pe de o parte aduce informații și lumea are acces la mai multe detalii despre ce se întâmplă în apropiere, ar putea să dăuneze grav datinilor și tradițiilor noastre? Nu, vor fi în viitorul, mă rog, o mai puțin, mai... Nu, ce se va întâmpla? Se va reveni din nou la formele empirice. Dacă vă observați, foarte multă lume pleacă din centrele mari dezvoltate, se duc undeva unde, în mediul natural, la țară, dar hai să intrăm și pe partea reală a vieții. Civilizația a distrus, civilizația se autodistruge. Dacă nu respectă niște... Nu civilizația a făcut natura, natura a făcut civilizația. Ori nu se ține seama de lucrul ăsta și natura ne atenționează, inclusiv cel care ne-a creat. Ne atenționează prin fel de fel de catastrofe, prin fel de fel de... Ne dau semnale, învățăm, nu? Bun, dar încetul cu încetul vom învăța. Încetul cu încetul vom învăța. Că mă uit la ultimele dezastre de anul trecut. În general, să știi că poporul va ajunge chipul. Un chip, un număr și atât. Iar cu raportele cea mai civilizația, cel mai bun lucru pentru noi, este adevărat. Omul va fi supus muncii, va fi supus, și așa sunt prea mulți pe planeta asta, și dacă observați, bolile astea, ebola, sida și altele, nu au apărut de floare. Toate au. Nu o să mai fie războaie. Să vă aduceți aminte de gripa aviară, am trecut la un alt subiect, da? Aia, gripa aviară, mie... Ca și cu toate. Ca și cu gripa japoneză, gripa chinezească, gripa asiatică, gripa... No. Alea, așa, așa, sunt un semn divin, cred că... Nu, sunt ai noștri, al noștri, da. Nu aș vrea să dăm un paranoia. Da, nu, nu vezi cum dispare deodată unul și... aceste sisteme, caiebiste, sisteme gestapoviste și astea, au dispărut și... Omul este o marfă. Omul a devenit o marfă, nu de acum, din mai mult, încă din epoca renascentină. Păi n-ai văzut că a ajuns să-și vândă organe, să ajungă... Deci e ceva care... O degradare. Dar noi, ca popor, mă refer la români, chiar îmi spunea mama, ce rău că ne-am născut în România sau ceva. Nu este adevărat, nu. Nu, suntem nefericiți. Bun, am colindat toată lumea asta, nu există continent să nu fi fost. Nicăieri, da? Hai să vă duc în Tibet. Uite, mergeți în Tibet, da? Să vezi omul acela în Tibet, are o
o grămăjuță mică de orez, da? Și ai trecut prin dreptul lui și el stătea să odihnească, da, să-ți ia masă, da? Automat a luat jumătate din porția, din rația aia de orez, da, și ți-o oferă ție care treci pe acolo, fără să te cunoască, fără să știe ce e omenit. E omenia ce este fantastică. Păi noi românii mai suntem? Suntem, mai încă mai suntem, nu? Da, sunt. Dar în special la țară. Sau ar trebui să fim fericiți, ar trebui să fim nemulțumiți? Păi ofranda care se dă este fericirea. Acolo în Tibet toți care se duc găsesc ofrande, găsesc de mâncare. Și o sărăcie cruntă. Dar acolo un ceai de plante din Tibet, cu lapte de iac sau cu unt de iac și gutare, îți ține seama. Alții mănâncă o dată la 3 zile, 4 zile. Credeți lucrul ăsta? Vă spun real, nu. Da, da, păi sau noi n-avem altceva. Uite în India, hai să luăm, unde vreți? Loșa, Delhi, Bombay, unde vreți? Apar discrepanțele. Da, este clasa. Opulența, clasa de sub câțiva și restul care n-au. N-au, nu că n-au ce mânca, casă, n-au nimic, o rogojină, noroc de sară în apă se spală, pentru ei este purificarea, este totul și moartea tot pe acolo, tot pe Gange. Este o tot pe Gange, Gangele este. Care este voluntar în Africa și povestea prin Zimbabwe fusese la un moment dat, da? Și spunea că oamenii de acolo, ei vin ca și voluntari să învețe de igienă, tot felul de reguli și nu știu ce, au zis că ascultă. Și fac-o cum vor ei. Da, și da. Preiau numai ce le trebuie, chiar dacă este ceva absolut necesar, altfel nu. Da. Sunt primitori, sunt drăguți, sunt... Toți sunt, dar ei nu ies din... Nu, lumină și cei de la ONU le-au construit case, adică cu internet, cu de tot. Da, da. Afară, lăsăm Africa, da. Lăsăm Africa, da, America Latina, da. Hai să o luăm din sus, tot ce înseamnă central, Caraibe, ce înseamnă Venezuela, Chile, da, Brazilia. Aș întoarce la în America, da. Știu că ați fost de mai multe ori. E, nu e asta poporul cel mai tare, cel mai puternic, cel, da, mai frumos? Da, dar acolo toți muncesc. Sunt și asistență socială, sociali care, sau este dreptul fiecărui venit, vrea să muncească bine, dar dacă nu... Dar sunt americani decât români? Sunt. Da? Da. Visul american? Rămâne valabil și totdeauna este. Visul american, care este adevărul. Acolo te bucuri ca emigrant și este țara emigranților. Acolo toți au pornit de jos. Nu contează, poți să fii marele ilustru sau nu știu ce, da, dacă vii în vizită una, dacă vii să locuiești acolo, e cu totul altul. Ești considerat ca emigrant și pornești de la zero. Ți se dă masă, te vede că e străin și uitare, ți se dă mâncare noaptea, sunt societăți de ajutorare, îți dă mâncare, bine, cât vrei, ca să nu te apuci să furi, ca să nu te apuci să... Mă rog, cum este și cantinele sociale, cum sunt cantinele sociale la noi. Mă rog, ei sunt mult mai evoluați în punctul ăsta, asta înseamnă civilizație. Dar trecem peste treaba asta. Cei care nu au case în America nu vor să aibă case. Homeless și aceștia. Da. Ei... se transformă în olfări. Deci homeless-ii, da, în olfări sau olfări în homeless. Da. Depinde. Deci unii care nu au serviciu, dar primesc o perioadă de, da, ajutor social, da, și așa, iar ceilalți nu vor să muncească, nu vor să aibă casă, ei vor să fie liberi. Dorm pe unde apucă, au ce au, dar au ajutor social. Acei oameni au ajutor social și au locuri să ducă să facă un duș, să se spele, să se bărbierească, deci, dacă vrei. Nu, unde se încălzesc la un... Da, da, bun, alea în filme, nu, da, nu lua cei în filme. Marea majoritate cresc cu filme, cu așa și poporul comunist, așa a pus și le-a arătat că uite ce rău trăiesc ăia, cum stau în ghetto și... Nu, 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 nu. Ei așa le place la acești homeless, le place viața, deci nu, sunt liberi cugetători, ea nu crede nimic, ei au viața lor nomadă, exact cum țineți minte, erau popoarele nomade care plecau și așa și ei, sunt nomazi. Aici stau în New York, mâine se duc în Los Angeles, poi mâine se duc în capătă cel de America. Pe cei din Asia Roma, da. Sari, nu știu cum se cheamă, care tot la fel se prindă prin... Da. Și nu sunt din cei care mai dau și cu mâna pe undeva. Ei, acolo nu prea fac treaba asta. Păi nu, acolo nici, nu. Nici cei care sunt cu tradiția, apropo de etnia romă, cei care merg cu căruța, cu cortul,
Dar și, aia care se duc cu cortul și asta, eu vă spun, aia sunt muncitori. Aia sunt meseriași, aia fac cazane, ocele, fac, da, nu cu furatul, nu. Cu furatul sunt, e un grup mic care e învățat cu furatul. Da, și dar ce mai, n-au exemplu în alta societate, ce trebuie să mai... Ce trebuie să ne aruncăm la aia de jos? Aia n-au de foame. Sau așa au fost educați de mici. Dar nu în toate cercurile. Și dacă vă ați observat foarte mult din această etnie, s-au romanizat, au devenit, uite-te la muzicanți, uite, au civilizați. Bine, nu mai spun de cei care cântă pe marile scene. Categoric. Uite, un exemplu, da? Ați văzut fanfara de la 10 Prăjini. Câte fanfare sunt? Sunt vreo 17-18 fanfare la Prăjini. Și toate au plecat în străinătate, toate se duc, se umb. Și au devenit, să vedeți, să mergeți acasă la ei, să vedeți ce frumos sunteți primiți. Am o deosebită stimă și respect față de oameni. Bine, dar n-am nici în spate palatele pe care le vedem. Dar nu palate, dar nu-i papa. Dar sunt oameni gospodari, sunt oameni deschiși, oameni cu suflet. Și dacă vă uitați, și în strada nouă s-au construit case deosebite, au început să intre, foarte mulți s-au socializat, foarte mulți au devenit cât se poate, mă rog, prin aceste așa numite... Poate și prin aceste ONG-uri, să spun, care le-au... ONG-uri, așa, da, da. Mai merg la facultate, adică lucrurile s-au mai schimbat. Sigur, sigur. Statul le-a oferit o șansă să învețe, iar și se vrea, și se vrea să meargă la școală. O problemă este cu cei din... Căldărarii care nu prea au alt regim, alte obiceiuri care sunt foarte greu de... Dar, zic, prin educație, încetul cu încetul se va reveni la... Dacă se dorește. Dacă nu se dorește, vor rămâne tot așa. Dar noi conviețuim în liniște și pace. Păi vedeți, sunt confesiunile astea interetnice și vedeți că foarte multe au reușit să-și impună prin prezentarea obiceiilor fiecărui etnii, elenă, grecească mă refer, armeană, ruși, lipoveni și încetul și țigane au festivaluri și frumoase, nu uităm, poporul țigan este un popor foarte vechi. Este din negura istoriei, noi de azi, de ieri. Uscăturile mai provocate. Bun, fiecare civilizație și are uscăturile sale și nu poți, nu e toată... Nu suntem toți, din păcate, la peșinile. Categoric. Dar nu asta înseamnă că ne caracterizează sau îi caracterizează, că sunt anumite pături de astea care nu fac cinste prin educație și prin comportamentul lor. Credeți la, mă întorc un pic la religie cu o ultimă întrebare, legată de această variantă, Biserica Ortodoxă și Biserica Catolică să își dea mâna și celelalte biserici și să fie o parte... Este vorba de ecumenism, ecumenismul a apărut, nu. Dar a dispărut, a mers pe doi ani. Să nu uităm un lucru, atât Biserica Ortodoxă cât Biserica Catolică a fost o singură biserică. Că a apărut schismele, că au apărut disoiul, astea cu toate. Așa cum... Ecumenismul ăsta mai vedeți în ultima perioadă? Îl văd. Da? Așa îl simt peste tot, da. Și este deschis, nu înseamnă. L-ați văzut atâtea prin societăți culturale câte facem și participă și de la catolici, și de ortodox, și de la reformat, și de la... Nu are importanță. Nu se impune cultura... Păi prin cultură totul. Totul se realizează. De asta este cultura și cultura fără credință nu se poate. Și fără păstrarea valorilor și tradițiilor. Categorie. Pe asta se respectă. Exact. De acolo plecăm. Așa este. Mulțumesc foarte frumos pentru faptul că ați acceptat invitația. Oricând, dacă mai venim, cred... Începem ca societatea Clepsidra să-și reia activitatea. Începem. Cam prin începutul februarie să începem. Ne apucăm să reîntregim acest spirit. Asta nu înseamnă că societatea culturală Clepsidra stă sau face vacanță. Nu. Mulțumesc frumos. Rămâneți cu programele Romană 24. Continuăm programul. Să rămânem la mulți ani.